Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să fie binecuvântat. În această seară am învățat că ne amintim de Domnul, de fapt ne amintim de cuvântul pe care El l-a spus. Ca să ne amintim de cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus, trebuie să cunoaștem cuvântul acesta. Trebuie să îl știm. Și atunci ne vom aduce aminte de el. Noi nu ne putem aduce aminte de ceea ce nu știm. E adevărat că acest a ști este foarte variabil. Putem să știm ceva foarte puțin și foarte vag, să fie o incertitudine, și putem să știm ceva foarte bine. Uneori spunem, nu mai știu sigur dacă îl cheamă pe omul ăla și pronunțăm un nume, dar zici, nu sunt sigur, parcă așa mi-aduc aminte. Alte ori spunem, îl cunosc personal, sigur îl cheamă așa. Iată, dar două atitudini diferite. La fel se poate aplica la cunoașterea cuvântului. Seara aceasta, Sfinții Domnului, vom proceda la cea de-a doua predică, care se încadrează într-un ciclu de predici anuale, spre care Consiliul Pastoral a fost călăuzit atunci când a organizat predicile de joi seara pentru anul 2012. Dacă primul ciclu de predici are în vedere subiecte lunare care sunt abordate de 4 sau de 5 ori în fiecare joie, a doua predică are legătură cu împărații lui Israel. Ei sunt 39 la număr, începând cu Saul, David, Solomon și apoi cu cei din împărăția divizată. Vom învăța despre ce fel de om a fost fiecare și unde a dus țara, poporul, tinerii și bătrânii. În felul acesta vom cunoaște istoria acestui popor care ne este prezentată drept pildă pentru biserică. Mereu și mereu, vorbind în Noul Testament, Domnul ne îndeamnă să ne uităm, spre exemplu, prin comparație, la evrei, la poporul acesta care nu a fost în stare să țină legământul. Noi suntem chemați să ținem legământul, dar pentru asta trebuie să învățăm din relele lor și din bunele lor. În seara aceasta este o lecție de introducere pe care am intitulat-o Prezentare generală a istoriei evreilor în Vechiul Testament. Și o să citesc un text biblic din 1 Samuel, capitolul 8, timp în care vă cer, din respect pentru Domnul, să stați în picioare. 1 Samuel, capitolul 8. Israeliții cer un împărat. 1 Samuel, capitolul 8, pagina 297. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecător peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și încălcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat care să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ascultă-le glasul deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea un împărat. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale între călăreții lui ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50 și îi va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui.
Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgari ai voștri și va întrebuința la lucrările lui. Va lua zeciuială din oile voastre și voi înși vă veți fi slugile lui și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege. Dar Domnul nu vă va asculta. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui războaiele noastre. Samuel, după ce a auzit toate aceste cuvinte ale poporului, le-a spus în auzul Domnului. Și Domnul a zis lui Samuel, ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. Și Samuel a zis bărbaților lui Israel, duceți-vă fiecare în cetatea lui. Amin. Până aici cuvântul Domnului, oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Pentru ca să vorbim despre împărații lui Israel, trebuie să facem o scurtă prezentare a istoriei acestui popor, de la facerea lui până la Mântuitorul Iisus Hristos. Și întâlnirea din seara aceasta probabil va acoperi spațiul acesta pe care vreau să vi-l prezint de informație, în speranța că împărații care vor fi prezentați în joile următoare vom avea capacitatea să-i așezăm într-o anumită perioadă istorică, într-un anumit loc, într-un anumit cadru și vom face deosebirea ce înseamnă împărăția de sud cu capitala la Ierusalim, adică Iuda, și ce înseamnă împărăția de nord cu capitala la Samaria, adică Israel. Biblia vorbește despre lucrurile acestea. Aceste lucruri sunt istorie, dar sunt istorie sacră, divină, biblică. Și noi trebuie să cunoaștem Scriptura. Dacă nu o cunoaștem după atâția ani de pocăință, atunci este trist și nu trist, este grav. O prezentare generală a istoriei evreilor în Vechiul Testament. Primul lucru, formarea statului evreu. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, arameul din Ur, Haldea, aproximativ cu 1900 de ani înainte de Domnul Iisus, pentru a se muta din Haran în Canaan cu familia lui, pentru ca acolo să formeze o familie din care se va forma un popor și poporul acela să fie poporul lui Dumnezeu. În Romani, între capitolele 9 și 11 inclusiv, Dumnezeu abandonează a se adresa națiunilor și între capitolele 9 și 11 inclusiv argumentează de ce și-a permis ca și Dumnezeu să aleagă un popor dintre toate popoarele. Și mulți oameni care nu înțeleg Scriptura folosesc spațiul acela biblic ca să argumenteze predestinarea și nepierderea mântuirii, fără să înțeleagă că acolo se referă la un popor, nu se referă la mântuirea indivizilor. Închid paranteza. Nepotul lui Avram, Iacov, a avut 12 copii, din care s-au format 12 triburi sau seminții, care s-au unit, formând în felul acesta poporul evreu, format din 12 familii mari. Exact cum America este formată din mai multe state, tot la fel poporul evreu este format din mai multe seminții. Iudaismul, fiind cea mai veche dintre cele trei mari religii monoteiste, furnizează fundal istoric pentru creștinism, care se așează pe iudaism, plecând de la el, și de asemenea pentru islamism, care pleacă tot de la iudaism. Evreii au ajuns în Palestina, adică în Canaan, conduși de Moise și mai apoi de Iosua, aproximativ la jumătatea secolului 13, adică prin anul 1250, înainte de Domnul Iisus. Conflictele pe care semințiile acestea le-a avut cu popoarele localnice pe care le-a găsit în Canaan, pe care ei au trebuit să le elimine la porunca lui Dumnezeu, au stimulat formarea unei armate civilizate, bine organizate, care au unit cele 12 seminții, formând, creind constituirea unui stat național prin jurul secolului 11, 1050 aproximativ. Anii aceștia sunt flexibili atunci când eu îi rostesc, pentru că sunt flexibili și pentru specialiști. Ei au ajuns în Canaan ca și popor format din 12 triburi, adică seminții,
au cucerit țara Canaan, au colonizat-o și după prima perioadă în care aveau o conducere centrală, au format un regat condus de Saul, primul împărat din cei 39, și apoi de David, al doilea împărat. David cucerește orașul Salem sau Șalem, căruia îi schimbă numele în Ierusalim, oraș care devine capitala evreilor. Fiul lui David, Solomon, a construit în acest oraș templul lui Dumnezeu, care urma să fie unic în religia monoteistă a evreilor. Al doilea gând, divizarea statului evreu. Israelul acesta, care este o țară, un popor format din 12 seminții, triburi, ajunge în Canaan, se instalează în țara promisă, trec 120 de ani, sub domnia lui Saul de 40 de ani, urmată de a lui David de încă 40, urmată de a lui Solomon de încă 40, și când la sfârșitul acestei perioade de 120 de ani, după cei trei împărați care sunt peste o țară formată din 12 triburi, urmează al patrulea împărat, nepotul lui David, fiul lui Solomon, Roboam. În timpul acestuia, țara se rupe în două. Două seminții se așează în Iuda și Beniamin, cu capitala la Ierusalim, numindu-se Iuda, regatul de sud, și celelalte 10 seminții, cu capitala la Samaria, devin regatul de nord, Israel. Au politici diferite, au administrații diferite, armate diferite, interese diferite, și devin două țări într-o țară. Regatul pur și simplu s-a divizat. Israel s-a divizat după moartea lui Solomon în regatul de sud Iuda și în regatul de nord Israel. Dacă nu pricepem aceste lucruri din istoria lui Israel, va fi foarte greu să înțelegem frământările acestui popor. Cum vine aia în anul domniei împăratului Cutare, Domnul a pus împărat pe Cutare? Cum vine asta? Era un împărat și a mai pus unul? Păi sigur că erau două țări într-o țară. Trebuie să înțelegem acest fenomen ca să cunoaștem Evanghelia, să cunoaștem trecutul acestui popor care e un exemplu pentru biserică. Înțelegând modul lor de viață, ne vom identifica cu slăbiciunile noastre, cu tendințele noastre, cu care trebuie să luptăm, că divizările niciodată n-au fost o soluție care îl onorează pe Domnul, care duc la succes și la proslăvirea numelui lui Dumnezeu, ci doar reprezintă interesele unui grup de oameni sau ale unui împărat, ale unei căpetenii, care dorește să conducă și el și nu poate conduce de împăratul care deja există. Și atunci sacrifică poporul lui Dumnezeu pentru interese personale. E bine să înțelegem istoria acestui popor, pentru că în felul acesta ne va păzi pe noi să o repetăm în aspectele ei negative. Suntem oameni, putem greși, suntem înclinați să greșim, avem ambițiile noastre, uneori ne simțim furioși, alteori ne cunoscând problema, ne băgăm în discuții pe care nu le cunoaștem, n-avem toate amănuntele și vorbim și noi dându-ne cu presupusul, fără să cunoaștem realitatea, crezând că și noi putem, avem discernământ și putem judeca. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu putem judeca un caz pe care nu-l cunoaștem. Niciun judecător din lume nu-și permite să judece un om sau o situație înainte să aibă toate dovezile. Și după ce are toate dovezile, programează ziua de judecată. De-abia atunci, până atunci nu-și dă cu presupusul că ce spune el este important. Dacă un om fără Dumnezeu face așa, cum ar trebui să facă oamenii lui Dumnezeu? Ar trebui să-și amintească de Domnul care a spus că din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Amintindu-ne de Domnul, ne vom teme să vorbim cu gura noastră ce nu știm, ce nu pricepem. Doar că am auzit și noi despre ceva sau cineva. Oamenii lui Dumnezeu, orice situație e complexă și nu-i suficient să auzim la colț de stradă despre ea. Situația aceea este foarte complexă și până nu cunoaștem toate amănuntele, să ne vedem de treabă că Dumnezeu ne aude cuvintele, să ne amintim de Domnul și să vorbim doar de ce știm, nu de ce nu știm. Numai Dumnezeu știe toate lucrurile. Reuniunea celor două regrate s-a realizat în secolul 2 înainte de Hristos, în timpul răscoalei Macabeilor.
În anul 6 după Domnul Iisus, Israel a fost din nou redivizat în regatul de sud și de nord de profeții, de procurorii romani, de prefecții romani care conduceau Israelul sub porunca cezarului de la Roma. Reînființarea statului în 1948 s-a făcut într-o țară unită. Iată dar, 12 triburi se pun împreună, se despart, se pun împreună, se despart și în 1948 se pun din nou împreună și sunt astăzi o țară, nu 12 triburi. De fapt, e relativ ce am spus, pentru că astăzi nu mai sunt 12 triburi. Nu comentez lucrul acesta, este o istorie complexă. Al treilea gând pe care vreau să-l spun și ultimul și pe care o să-l explic mai mult în tot timpul care mi-a rămas. Epocile istoriei evreilor din Vechiul Testament. Ca să înțelegem istoria acestui popor de la Avram Arameul, Genesa 12, până la ultima carte a lui Maleahi, la sfârșitul la sfârșitul perioadei de tăcere de 400 de ani, când la sfârșitul căreia urma să se întrupeze Mântuitorul. Este bine să împărțim perioada aceasta în etape și fiecare etapă să explice cum a fost condus poporul, indiferent că a fost divizat în 12, în două, sau a fost o națiune unită. Prima epocă a fost epoca patriarhală, anul 1900 înainte de Domnul, 1500 înainte de Domnul. Suntem aici în Genesa 12 până la Genesa 50. Începând de la Avram și până la Moise, națiunea lui Israel nou formată experimentează conducerea patriarhală. În această perioadă de aproximativ 400 de ani, autoritatea spirituală pentru organizare, pentru administrare și pentru autoritate socială este reprezentată prin patriarhi. Cartea Genesa încadrează această perioadă între capitolele 12 și 50, așa cum am anticipat. Aceasta este perioada patriarhală. Sunt patriarhii care au condus ceea ce se numea poporul evreu, în funcție de cât a fost el în procesul formării, de la Avram până la ultimul patriarh. A doua etapă ne pune în față un alt stil de a fi condusă țara și este epoca teocratică. Teocrația e formată din două cuvinte și primul este Theos, Dumnezeu în limba greacă. Teocrația este o epocă în care Dumnezeu a condus el însuși. Aici este vorba despre anii de la 1500 până la anii 1100, vorbim înainte de Domnul Iisus. Aici este vorba despre cărțile Exod, Numeri, Levitic, Deuteronom, Iosua, Judecător, Rut și 1 Samuel până la capitolul 12. Reprezentanții harismatici ai acestei epoci au fost Moise, Iosua, cei 12 judecători și Samuel. Aceștia sunt bărbați în perioada cărora Dumnezeu a condus națiunea el însuși, așa cum spune în Exod capitolul 19, versetul 6. În această perioadă de aproximativ 400 de ani, țara a fost condusă de lideri harismatici, care reprezentau autoritatea teocratică, spirituală și socială. A treia perioadă, unde se schimbă din nou stilul de conducere, este epoca monarhică. Monarh înseamnă împărat, înseamnă rege. Epoca monarhică înseamnă epoca regilor, adică o perioadă în care țara nu mai e condusă de patriarhi. Nu mai e condusă nici de Dumnezeu prin reprezentanții lui, profeți și judecători, și e condusă de împărați, pentru că a cerut poporul împărat și Dumnezeu le permite asta. Perioada aceasta e între anii 1100 și 586, când pleacă în robie, când Nabucodonosor, regele Babilonului, distruge Iuda, împărăția de sud cu capitala la Ierusalim și pentru 70 de ani o duce în robie. În vremea lui Samuel, care a fost profet, Fapte 13:20, dar și ultimul judecător din Israel, 1 Samuel 7:15, evreii fiind inspirați de legislația țărilor vecine care aveau împărat, au cerut și ei un împărat să fie conduși. Și au zis ei, nu, vrem și noi un împărat peste noi ca toate neamurile. Ei nu erau, n-aveau același destin ca toate neamurile, dar și-au pierdut echilibru și călăuzirea și s-au identificat cu toate neamurile. Dumnezeu pe ei a făcut să fie diferiți de toate neamurile, dar în nebunia necunoașterii de Dumnezeu, că există nebunie în necunoașterea de Dumnezeu.
Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu trăiește în nebunie și în ignoranță. Ia decizii în absența lui Dumnezeu. Nu se teme de Dumnezeu. Face pe deșteptul. I se pare că conduce lumea. Își permite să spună și să facă orice. Pentru că nu se teme de Domnul. Chiar dacă la nivelul intelectual el acceptă că există un Dumnezeu. Dar el nu-L cunoaște îndeaproape și nu se teme de el. Poporul acesta ales a spus, vrem să fim ca neamurile. Ce ar fi să spună biserica? Vrem să fim ca lumea. Care faliment ar fi mai mare decât această dorință? Vă puteți imagina o biserică să spună, vrem să fim ca lumea? Așa au spus evreii, vrem să fim ca neamurile. Dumnezeu i-a făcut să fie diferit de neamurile, precum biserica a făcut-o să fie diferită de lume. Cât de rătăcit poate ajunge un popor când pierde cunoștința de Dumnezeu, când se încrede în El, când devine mândru și când afișează merite profesionale, intelectuale, financiare și așa mai departe. Oamenii ai lui Dumnezeu, smerenia este taina evlaviei și taina evlaviei se vede în rugăciune, în modestie, în respect, în iertare, în iubire, nu în afișarea pretențiilor, dar să ne întoarcem. Oamenii aceștia au fost atrași de fastul și măreția împăraților păgâni, fiind plictisiți de simplitatea și de supunerea pe care ei o aveau față de un Dumnezeu nevăzut. Celelalte națiuni aveau împărați puternici, cu sabie, cu lance, cu scut. Ei aveau un Dumnezeu pe care nu l-au văzut niciodată și s-au săturat să fie conduși de cineva pe care nu l-au văzut. Au vrut să vadă și ei un bărbat musculos, care nu știe să zâmbească, care este acru așa, viteaz, puternic, să scoată sabia și să-i bage în sperieți pe dușmani, să fie în fruntea lor și să spună, după mine! Ei aveau un conducător nevăzut. După, pe cine să urmezi? Pe Domnul. Unde-i Domnul? Care-i Domnul? Ce culoare are? Cu ce e îmbrăcat? Cum arată? Nu știm. Și au spus, vrem și noi împărați să fim ca ceilalți, să ne conducă la război, Domnule. Vă puteți imagina câtă neîncredere în Dumnezeu? Aceasta este culmea idolatriei, culmea blasfemiei, culmea căderii și prăbușirii. Să nu mai ai încredere în Dumnezeu, să vrei să vezi, să-ți pierzi capacitatea de a crede. Doamne, ai milă de noi să credem că Tu existi, că Tu ne conduci, că Tu ne ierți, că Tu ne iubești, că Tu ne vindeci, că Tu binecuvintezi biserica asta și după cum ai binecuvântat toată biserica până astăzi, vei binecuvânta și biserica asta până la sfârșit când vei veni să o iei în slavă. Dacă te va urma pe tine. Primul împărat Saul domnește 40 de ani. În anul 1050 aproximativ începe domnia lui pentru 40 de ani. E urmat de David, încă 40. David unește cele 12 triburi, 12 seminții israelite sub autoritatea sa. Este cel mai remarcabil împărat al lui Israel. Este un remarcabil om de stat. Este un muzician de excepție, un poet extraordinar, un talentat comandat de oști, este un strălucit diplomat, își face prieteni împărații țărilor de jur împrejur. Omul acesta organizează țara, organizează armata, extinde hotarele. Niciodată Israelul n-a avut granițe mai largi decât în vremea lui. David fortifică Ierusalimul, face din vechiul oraș al iebusiților capitala politică și religioasă a evreilor, în care cultul monoteist al lui Jehova devine religie de stat, religie națională. De asemenea, David începe pregătirile pentru construcția templului și pentru că nu îi se permite să înceapă construcția, strânge materiale de construcție de milioane de dolari estimate în valoarea banilor de astăzi, pe care le stochează și fiul său Solomon ridică templu, primul templu. Solomon al treilea împărat al lui Israel, domnește și el 40 de ani. După moartea lui, în anul aproximativ 929, înainte de Domnul Iisus, este așezat ca împărat Roboam. Deși Solomon a dorit mult ca fiul său Roboam să fie urmașul lui, el n-a investit niciodată și nimic în formarea acestuia. Dimpotrivă, Roboam fusese crescut spiritual de mama lui, o amorită, care i-a dat o educație stricată, motiv pentru care el a avut un caracter nestatornic. Vom vorbi despre el în lecțiile următoare, fiind primul împărat, evident. Roboam vine la Sihem, unde se aștepta să primească recunoașterea oficială a titlului de împărat din partea tuturor semințiilor, a celor 12. Și în 2 Cronici 10, cuvântul Domnului spune că tot Ierusalimul venise la Sihem să-l facă împărat.
Numai că printre cei prezenți la ceremonie, la Sihem, era și Ieroboam. Roboam și Ieroboam. Roboam devine împărat în Iuda, la Ierusalim, împărăția de sud, și Ieroboam devine împărat în capitala, în împărăția de nord, în Israel, la Samaria. Roboam și Ieroboam au rupt țara și amândoi s-au făcut împărați în câte o bucată de țară. 2 seminții în Iuda, la Ierusalim, în sud, 10 seminții în nord, Israel, la Samaria. Fiecare devine primul împărat din cei 20 și 19, Iuda și Israel, sud și nord, Ierusalim și Samaria. Odată ajuns împărat, Roboam primește cererea de la popor să micșoreze taxele și impozitele care erau sufocante de pe vremea tatălui lui. El se consultă cu bătrânii și bătrânii spune, fă asta, că poporul te va iubi. Se consultă și cu tinerii și tinerii spune, nu, nici vorbă, nu face asta, avem nevoie de bani. El ascultă de tineri care erau din generația lui, cu care se asocia mai ușor, merge la popor și spune nu. Și aduceți-vă aminte de expresia aceea pe care o spune el cu bice, scorpioane și așa mai departe. Nedorind să asculte, omul acesta provoacă poporul și reacția poporului e pe măsura răspunsului lui. Și uitați ce spune cuvântul, 1 împărați 12 cu 16. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-i ascultă, poporul a răspuns, ce avem noi cu tine, fiul lui David? N-avem noi moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum vezi-ți de treabă Davide și Israel s-a dus la corturile lui, întorcându-se în partea de nord, unde erau cele 10 seminții. Trebuie să spun că Ieroboam îi pusese la cale, care vrea domnia, Roboam o vrea și taică-s o vrea să-l pună pe el, Ieroboam o vrea și el. Și atunci Roboam a rămas cu 2 seminții în partea de sud, la Ierusalim, Iuda și Beniamin, și Ieroboam, care instigase pe cele 10 seminții, a profitat de neînțelepciunea lui Roboam, de lipsa lui de diplomație în conducere, și atunci i-a instigat pe oameni și le-a spus, vedeți că nu vă respectă, vedeți că își bate joc de voi, hai să ne facem țara noastră, nu avem nevoie de dictatorul ăsta. Și părându-li se tentant, poporul a acceptat, a rupt țara, a părăsit templu și el a făcut niște viței de aur în regatul de nord, ca să nu mai vină poporul la Ierusalim, să-i pară rău de rupere și să se întoarcă înapoi. Wow! Știți cine nenorocește poporul? Niciodată poporul nu se nenorocește singur. N-a existat niciodată o dezbinare în istoria umanității fără ca să fie o minte luminată în fruntea unui grup de oameni care să-i pună la cale. Niciodată. Este o afirmație personală pe care aveți dreptul să o criticați, să o analizați și să o puneți unde credeți. Niciodată nu se dezbină un grup de oameni singur decât dacă în fruntea lor se ridică cineva care este puțin deasupra lor sau care pare că este, le spune ceva care le place, le promite, le creează niște așteptări și atunci plictisiți de vechiul sistem și așteptând ceea ce de fapt nu vor primi niciodată, trec la treabă. Așa s-a întâmplat cu Ieroboam și cu Roboam. O tristă experiență a unei decade de sute de ani care a fost o mare prăbușire pentru Israel. Cele 12 seminții sunt despărțite. Iuda, Beniamin se duc la Ierusalim, Iuda, sub conducerea lui Roboam. Celelalte 10 se duc în nord, la Samaria, sub conducerea lui Ieroboam. În felul acesta s-a împlinit prezicerea prorocului cu privire la împărțirea împărăției. 1 împărați 12 cu 15. Lucrul acesta a fost rânduit de Domnul. De ce? O să citim puțin mai departe de ce. În această perioadă de aproximativ 520 de ani, în timpul împărăției divizate și 120 cu cei trei împărați, Saul, David și Solomon, în împărăția unită, împărații în Israel au fost într-o perioadă de 520 de ani. Monarhia în Israel a fost 520 de ani. 120, Saul 40, David 40 și Solomon 40, 120, asta a fost țara unită. Și apoi 400 de ani în cei 39 de împărați, 20 în Iuda, 19 în Israel. Asta este perioada monarhică.
Spuneam, cărțile biblice care se încadrează în această perioadă sunt 1 Samuel de la capitolul 13 încolo, 2 Samuel, cele două cărți ale împăraților și cele două ale cronicilor. Ajungem la următoarea epocă, care începe la 586, când Nabucodonosor, conducând armata dominantă a babilonienilor, se duce și subjugă Iuda, după ce în 722 fusese subjugat Israelul de asirieni care fusese bătuți de babilonieni. Și acum intrăm în perioada exilică, adică sunt duși în exil, luați din țara lor, scoși din țara lor, 586-520. În anul 722, asirienii anexează Israelul cu capitala la Samaria, împărăția de nord, capitolul 17 din 1 împărați. În anul 586, babilonienii anexează Iuda, 2 împărați, capitolul 25. După căderea Imperiului Babilonian în octombrie 539 înainte de Domnul Iisus, împăratul persan Cirus dă edictul de întoarcere a prizonierilor evrei înapoi în țară. Ezra, capitolul 1, versetul 1. Se împlinise 70 de ani. Perioada exilică a durat acești 70 de ani și cărțile biblice care prezintă acest eveniment sunt Ieremia, Daniel și Ezechiel. Urmează epoca de restaurare. Evreii ajung în trei grupe în țară. Țara e arsă, templul e aproape distrus, zidurile sunt dărâmate, iar dușmanii conduc și se împotrivesc restaurării. Revenirea în țară se face în trei etape: Zorobabel, administratorul Neemia și cărturarul Ezra. Primul grup numără aproximativ 50.000 de oameni, care pleacă în Canaan în 537 înainte de Domnul, sub conducerea lui Sheșbațar, adică Zorobabel, care era voievod în Iuda, asta spune Ezra în capitolul 1 cu 8 și 2 cu 2. Acest prim grup a avut responsabilitatea să ducă la Ierusalim 5.400 de vase sfinte, pe care Nabucodonosor cu babilonienii le-au luat de la templu când l-au distrus și le-au luat din Israel și din Ierusalim când l-au ars. Și acum această armată de evrei care se întorc în țară duc aceste vase sfinte, care au fost 5.400 de vase. Zorobabel cu cei 50.000 de evrei întorși din robie, încurajați de profeții Hagai și Zaharia, încep rezidirea templului în anul 536. În anul 458, aproximativ 80 de ani mai târziu, se întoarce și Ezra cu aproximativ 2.000 de oameni. 13 ani mai târziu se întoarce și guvernatorul Neemia, care restaurează zidurile. Cărțile biblice care încadrează această perioadă sunt Ezra și Estera. Iar perioada de timp care durează este de 210 ani. Numai între primul grup și al doilea sunt 80 de ani. Numai între al doilea și al treilea sunt 13 ani. A fost o perioadă foarte lungă de timp. N-a fost așa. De la aceste evenimente urmează încă o perioadă de 400 de ani, până la întruparea Mântuitorului. Asta este istoria lor în date extrem de generale, de la Avram, Arameu, Genesa 12, până la ultimul capitol din Maleahi sau până la primul din Matei și Luca, întruparea Mântuitorului. Prima oară când ei mai folosesc cuvântul de împărat, pentru că în acești 400 de ani evreii nu mai folosesc cuvântul împărat. S-au săturat de monarhie și ei nu mai au împărat, ei au dregători. Pentru lucruri administrative și sociale ei au dregători. Prima oară după 400 de ani când mai folosesc cuvântul de împărat e când îl răstignesc pe împăratul Iisus Hristos și pe o bucată de pergament scriu așa: Nazarineanul, împăratul iudeilor. 400 de ani ei n-au mai scos pe gură cuvântul împărat, că s-au săturat de monarhie până peste cap. Robia de 40 de ani i-a săturat de monarhie și de idolatrie. Au fost două lecții pe care nu le-au mai uitat niciodată. Scopul studiului nostru în anul 2012 este să privim la istoria acestui popor, la cei 39 de împărați, 20 în Iuda, 19 în Israel, la această perioadă de 400 de ani de monarhie dualistă, adică Iuda și Israel, și să înțelegem că multe dintre lucrurile acestea se pot repeta în biserică și în casele noastre, în partide, în dezbinări, în divorțuri, dacă nu ne vom teme de Domnul. Dacă nu-L vom cunoaște și dacă nu vom pune la inimă faptul că Dumnezeu vrea să mergem în aceeași direcție, călăuziți de același Duh, conduși de aceeași Scriptură și uniți în ceea ce Dumnezeu a lăsat ca o moștenire în inima noastră, cuvântul Său și Duhul Său. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului și călăuziți de Duhul fiecare ne rugăm în încheierea serviciului divin.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!